Îndrăgostiții pot oferi momente de neuitat persoanei iubite chiar de ziua lor în minunata stațiune montană Vatra Dornei. Pe 14 februarie debutează Serbările Zăpezii, unde distracția și relaxarea sunt cuvintele cheie. Trei weekenduri pline de voie bună îi așteaptă pe iubitorii de frumos la Vatra Dornei. În cadrul sărbărilor din acest an, pe scena amplasată în Parcul Municipal, zona izvorului Sentinela, vor fi prezente trupe și artiști recunoscuți pe plan național și local, reprezentanți atât ai genurilor muzicale moderne, cât și ai folclorului. Zilele de vineri și sâmbătă, 14 și 15 februarie, sunt dedicate muzicii ușoare. Michael Starr, Marina, Alessia, Artis Ben și Sore sunt doar câteva nume care vor urca pe scenă. Ziua de duminică este dedicată iubitorilor de folclor încă de la ora 15. În weekendul 22 și 23 februarie, atât muzica ușoară cât și cea populară îi va încânta pe cei prezenți în Parcul Municipal din Vatra Dornei. Lora, Semnal M, Călin Brăteanu sunt doar câțiva dintre cei care vor face atmosferă. Nu vor lipsi nici artificiile sâmbătă seară. Ultimul weekend de Sărbările Zăpezii este încheiat de Alina Eremia, Deep Central, Nord-Est și Michael Starr în ziua de sâmbătă. Iar duminică 2 martie, folclorul va fi cel care va încheia ediția din acest an. Primăria și Consiliul Local Vatra Dornei te așteaptă la Dorna pentru cea de-a 31-a ediție a Sărbărilor Zăpezii. Din 14 februarie, trei weekenduri pline de schi, distracție și concerte în aer liber. Alessia, Artis Band, Sore, Lora, Semnal M, Ami, Alina Eremia, Deep Central, dar și Alexandru Jiveianu, Marius Găianu și străjerii Bucovinei, Călim Breteanu, Adriana Bucevski, Panfil Roată și mulți alții. Prezintă Doru Bighiu, Sărbările Zăpezii la Vatra Dornei, din 14 februarie. Evenimentul de la Vatra Dornei, devenit deja o tradiție, este realizat cu sprijinul primăriei, al Consiliului Local și al sponsorilor. Era, cana, era.